Hei, sper că nu te-am speriat. Astăzi îți voi arăta rutina mea de seară și totodată cum îndepărtez un machiaj așa de încărcat. Am avut o zi plină de machiaje, de aceea merit un pic de răsfăț. Hai să începem! Înainte de toate, îmi pun această bentiță drăgălașă cu urechiușe pentru a-mi îndepărta părul din față. Mai apoi, obligatoriu, mă spăl pe mâini. Prima dată folosesc această apă micelară de la Roche Posay pentru a îndepărta machiajul în proporții de 80%. Pentru că este o apă micelară bifazică, agit foarte bine înainte să o utilizez. Totuși, chiar dacă are ulei în compoziție, acesta nu lasă deloc o senzație grasă. Îmi place să folosesc aceste dischete din bumbac reutilizabile pentru că sunt mult mai delicate pentru ten. Această apă micelară este potrivită pentru un ten sensibil, de aceea o pot folosi fără grijă în jurul ochilor pentru că nu irită. Următorul pas este gel de curățare lipicar de la Roche Posay. Prima dată mă asigur că tenul meu este umezit și apoi masez ușor în piele. Pentru că am avut un machiaj destul de greoi și vreau să mă asigur că totul este curat, mai repet acest pas încă o dată și la sfârșit vin cu discheta și cu apă micelară doar în jurul ochilor. Și voilà, acum tenul meu este curat. O dată pe săptămână folosesc și gelul purifiant micropeeling tot de la Roche Posay. Este un exfoliant care nu irită tenul deloc. În formulă conține acid salicilic și LHA, ceea ce ajută la reducerea semnelor post-acneice și la excesul de sebum. Următorul pas este hidratarea. Eu folosesc crema de la Roche Posay Torian Ultra Fluid. Pentru mine, 3 pompițe sunt destule încât să-mi acopere toată fața și inclusiv gâtul. Iubesc această cremă, este puțin spus. Sunt la al doilea tub și pot spune că va rămâne rutina mea pentru totdeauna. Este o formulă ultrafluidă, non-grasă, cu un puternic efect calmant. Cum să nu o iubești? La final vin cu crema de ochi de la Vichy pentru un boost de hidratare. Pentru că am avut o zi destul de lungă, îmi place tot timpul să aplic o cremă de ochi pentru relaxare, pentru hidratare și pentru a mă simți mai bine, de ce nu? După ce am aplicat cremele hidratante, voi aștepta în jur de 30 de minute până intră foarte bine în piele și apoi voi veni cu tratamentul pentru acne recomandat de dermatolog. Aceasta a fost rutina mea de îngrijire a tenului seara. Sper că v-a plăcut, eu vă super pupicesc! Bye!